Salutare tuturor! Vorbim despre listarea hidroelectrică. Este o chestie bună, o chestie proastă. Știți că trebuia să listeze pe două burse și nu se mai listează pe două, se listează doar pe una. Treaba este că hidroelectrica se va lista doar pe bursa de valori București. Și lucrul acesta, din punctul meu de vedere, nu este unul benefic pentru că este o bursă mult mai mică. Da, a fost, să zic așa, această informație a fost dată precum gen vrem să susținem bursa de valori București și să atragem investitori să vină aici să investească în hidroelectrica, bla 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 bla, chestii de astea. Nu știu ce să zic, nu știu cât de mult ajută, cred că s-ar putea să fie așa un deficit pe care o să-l aibă hidroelectrica. Și o să vă spun și de ce, cam care este analiza făcută de mine, m-am uitat puțin și pe situațiile financiare, o să vă spun și cam care este estimarea în ceea ce privește prețul de listare și toate cele. Deși hidroelectrica în sine este evaluată în momentul de față undeva la 50-60 de miliarde de lei. Vine undeva între 10 și 12 miliarde de euro. Cred că cea mai mare listare din România și este o companie foarte bună de interes național cu o deținere de 80% din partea Ministerului Energiei și 20% din partea Fondului Proprietate. Fondul Proprietate a vrut de mult să pună odată să listeze acțiunile pe care le are, că parcă îi stăteau prost în buzunar. Și ok, o să avem o listare pe BVB. Dar ca să știți, prin PNRR, listarea trebuie să fie de cel puțin 15% din totalul acțiunilor hidroelectrica. Asta înseamnă că dacă este undeva la 60 de miliarde de dolari evaluarea de piață a companiei, undeva la 9 miliarde de lei o să fie puși pe piață. Toate bune până aici, arată foarte bine, vești bune pentru noi pentru că o să avem o companie extraordinară care este listată la Bursa de Valori București. Și da, arată bine, pot să zic că pe situațiile financiare arată chiar bine, profit în creștere. Nu avem încă datele pentru 2022, dar m-am uitat pe 2021, 2020, 2018 și 2019 și arată bine o creștere, iar având în vedere că anul acesta foarte mult și-au mutat contractele la hidroelectrica pentru că na, ceilalți au crescut prețurile nesimțire la energie, o să vedem o creștere probabil și în profit. Doar că sunt niște mici probleme pe care le putem avea și nu din cauza companiei, să nu mă înțelegeți greșit, ci din cauza Bursei de Valori București. Și o să vă arăt niște informații pe care le-am găsit fix de pe site-ul Bursei de Valori București. Este vorba în sine despre lichiditatea bursei și despre volumul de tranzacționare pe bursă. În sine, din 2013 până în prezent, vedem că volumul anual care se tranzacționează pe bursă a fost cel mult 13 miliarde de lei și cel puțin 6,7 miliarde de lei. Dar este volumul anual. Ceea ce nu este foarte mare. Ok, noi avem din ce în ce mai mulți investitori la bursă, vedem că numărul de trades o creștere de la 636.000 la 1.153.000 de trades într-un an, dar volumul nu este cu mult mai mare, din contră, volumul a cam stagnat, am avut un minim și acum suntem aproape la maximul din 2013, cel puțin pentru informațiile pe care le am eu. Pe lângă acest lucru, volumul zilnic este foarte mic, adică vorbim de un volum maxim de 51 de milioane de lei versus care? Cel mai mic a fost 35 de milioane de lei. Milioane de lei pe zi, nu miliarde. De ce zic că asta este o problemă? Bă, haideți să ne gândim. Noi vrem să listăm o companie care o să aibă minim 9 miliarde, miliarde de lei valoarea acțiunilor puse pe piață și noi avem un volum zilnic de 50, hai 60 de milioane. Vă dați seama că nu avem cum să absorbim. Faptul că s-a optat pentru o listare doar pe BVB, ok, poți să înțelegi naționalism, toate cele, etc., dar poate să fie un pic greoi pentru hidroelectrica să ajungă la potențialul pe care chiar poate să îl aibă. Mai ales cu evaluare de piață destul de mare. Și de ce zic asta? Păi haideți să vă arăt care au fost situațiile financiare în trecut și ne uităm efectiv la profit, pentru că doar la asta vreau să ne oprim. 2018, 2,2 miliarde de lei profit. 2019, 2 miliarde, ce să mai rotunjim, 2020, 1,7 miliarde și 2021, 3,6 miliarde profit. Ok, o creștere bună, totul arată bine, v-am zis, în 2022 mă aștept să fie și mai bine. Hai să zicem că ne ducem la 5 miliarde, care față de cât avem în momentul de față e cam 50% creștere de la un an la altul. Multicel. Nu se știe dacă o să fie chiar atât, dar hai să zicem, hai 5,5 miliarde. Ne-ar duce la o evaluare de piață undeva la 9-10 PE, care este destul de mult pentru o companie românească, uitându-ne cel puțin comparativ cu alte companii. Nu zic compania nu este bună, este din nou, pe situație financiară arată foarte bine, chiar îmi place. Problema mea este că volumul pe care noi îl avem nu există și ca o listare să poată să împingă prețul să crească, păi în primul rând trebuie să absorbim tot volumul acela, de 9 miliarde,
Și în al doilea rând, trebuie să avem ordine mai multe, pentru că vă dați seama, trebuie să fie ordine cel puțin de 3, zic eu, 3-4 ori ca să împingă prețul ca lumea să crească, adică mai mult ca volum decât este în sine volumul pus pe piață. Dacă noi avem 9 miliarde care ajung în piață, noi ar trebui să avem un volum de 20-30 de miliarde ca să simțim că putem să împingem prețul în sus. Altfel, nu știu dacă o să fie o listare efectiv de succes, pentru că nu e suficientă putere de cumpărare. Deci acesta cred că este singurul deficit pe care cred că l-are hidroelectrica în momentul de față. Cred că evaluarea de piață, având în vedere profitabilitatea, raportând la 60 de miliarde de lei, poate să fie un pic cam mare. Oricum, până în momentul în care se va lista, care va fi undeva în primul semestru, deci în perioada ianuarie-iunie, o să avem listarea, să avem și raportele contabile pentru 2022, probabil în baza acestora o să se facă o nouă estimare, dar dacă acestea o să arate bine, cred că fondul proprietate o să meargă pe o estimare și mai mare, pentru că estimarea de 60 de miliarde de dolari vine din partea fondului proprietate. Alte estimări sunt undeva mai aproape de 50 de miliarde. Eu chiar îmi doresc să fie un IPO de succes, doar că asta vreau să aveți în vedere. Dar cam atât din partea mea în ceea ce privește hidroelectrica, așa că o concluzie, companie foarte bună, situații financiare bune, faptul că este deținută 80% de către Ministerul Energiei poate fi un lucru bun, pentru că este un lucru bun pentru că mereu vom avea susținere pentru hidroelectrica într-o cotă foarte mare. Partea proastă rămâne că de ce nu ne-am listat pe două burse? Deci asta este singurul regret, pot să zic, în jurul hidroelectrica. Și o să vedem cum o să fie efectiv IPO-ul. În realitate, cam 20% ar trebui să ajungă în piață, deci mai mult de 9 miliarde. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați, dați un like, un share și un subscribe, pentru că mă ajută foarte mult. Nu uitați să apăsați pe clopoțel și ne vedem data viitoare în următorul video. Pa, pa!